seara, dragii noștri! Astăzi privim un film abia ieșit din montaj. O producție tulburătoare despre tot ce înseamnă bărbat, femeie, caracter, voință, putere. Ecouri. Un film realizat de o echipă tânără coordonată de regizorul Dumitru Grosei. Bună seara, domnule Grosei, și bine ați venit la noi în studio. Ce înseamnă proiectul Ecouri, pentru că inițial nu v-ați gândit la un film propriu-zis? Proiectul ăsta a apărut ca un masterclass, deci a fost un gând de a face un masterclass în actorie de film. Și în paralel au apărut mai multe persoane, au apărut și scule și atunci eu m-am gândit că de ce să nu fac un masterclass-ul ăsta să se lărgească și atunci să beneficiez niște tineri regizori și chiar operatori. Și atunci s-a transformat în ceva. Și pe parcurs, văzând că avem cu ce filma, am filmat și cu trei camere, la un moment dat mi-a venit ideea că după asta să le încheg și să fac un mic film, așa, ca să nu treacă chestia asta degeaba așa. Cine v-a inspirat? Deci noi am făcut acest masterclass în baza creației cinematografice a lui John Cassavetes. Un regizor american independent care are niște filme foarte interesante, foarte complexe din punct de vedere al relațiilor între personaje și mai ales între bărbat și femeie. La el mai toate filmele sunt pe tema familiei și a relației între bărbat și femeie. Și atunci noi am luat din câteva filme niște pasaje pe care le-am transpus noi cinematografic. Deci mai întâi cu gândul de a învăța actorie de film, după care a fost și pentru regizori tineri, au fost 4 regizori, dintre care unul chiar care a absolvit facultate, Denis Cruitor. Este un film semnat de Alternativ Cinema. Ce reprezintă Alternativ Cinema? Alternativ Cinema este un proiect al meu care s-a născut anul trecut. Noi am început la Biblioteca Ștefan cel Mare, susținut de Dumitru Crudu, după care acest proiect, deci el este structurat pe o idee de laborator, adică pe toate compartimentele de film, cum ar fi, de pildă, regie, imagine, sunet, actorii de film, montaj și așa mai departe. Și fiindcă vorbim despre tineri și pretenții, da, este complicat să lucrați cu tinerii? În mare parte lucrați cu tinerii, nu da? Nu e complicat pentru că au entuziasm, dar pe altă parte e complicat, e straniu, deci nu vreau să înțeleagă greșit, dar pentru mine a fost un șoc să văd tineri de anul 1, 2, 3 și chiar care au absolvit, care nu au elementare noțiuni de pildă, ca specific, să nu se înțeleagă. Deci nu știu care sunt încadrăturile, unghiulațiile, mișcările de cameră, optica cinematografică și așa mai departe. Astea sunt niște lucruri care de bază care trebuie să le știi un cineast, mai zic un regizor. Deci asta e exact cum ar fi pentru un grădinar, hârlețul și alte instrumente. Astea sunt instrumente care el se apropie de film. Și în cazul în care, pentru mine, de fapt de aici a plecat și ideea asta de un fel de laboratoare, așa, cu scop didactic, pentru că o persoană la un moment dat a zis, păi aici ai o concepție didactică. Zic, da, pentru că o școală. Pe urmă, a scris o fată, Iulia Bradu, a scris un articol și s-a născut o școală de... Mă rog, prea mult spus, dar ideea este... Oricum, spre aceea. Da, spre aceea, spre o școală particulară de film, care, mă rog, am ideea asta, adică, mă rog... Și la noi în studio ați venit cu o echipă tânără. Este Dana, care e actriță deja cunoscută, și Iaroslava Svetlova, care este anul 4 deja, da? Anul 4, care a fost și ne-a susținut foarte mult în acest proiect. Pe urmă, au mai fost niște băieți de la anul 1, 3 băieți și unul care a terminat deja. Tu, Dana, cum le reușești pe toate? Și la teatru, și copil acasă, și la Alternativ Cinema, și un job de bază. Vreau să zic că această idee a fost o provocare, într-adevăr, pentru mine, pentru că a fost în timp de vară. Dar vara toți artiștii se odihnesc. Uite că eu nu m-am odihnit împreună cu soțul meu, pentru că am fost parteneri în viață, am fost și parteneri în scenă, în cadru, în film, în acest proiect. Și a fost foarte interesant. Am găsit timp pentru că, cum a spus și Dumitru, noi avem, încă mai avem entuziasmul de a face ceva nou, de a face ceva interesant, cu gândul ca acest produs să ne ducă undeva, să perseverăm în profesia noastră, să devenim mai buni, pentru că realizăm, eu când am venit la Alternativ Cinema, mi-am dat seama că multe lucruri nu știu să le fac și acum îmi dau seama că încă și mai multe nu-mi reușesc. Dar... Eu sper că nu se oprește la vară. Nu, eu zic că nu.
Dumitru, nu știu. Deci, interesant chestia asta, că uitați-vă, de pildă, da, băieții ăștia de anul întâi pot să-i înțelegi, dar Dana și Alex au avut curajul ăsta, deja fiind niște actori consacrați care muncesc, sunt angajați la teatru, Alexandru este la Genta Latină, Dana are și niște experiențe în filme și spectacole, dar ei au recunoscut că, nu știu, asta e foarte, la noi e rar asta. Și s-a văzut, adică s-au implicat ca niște studenți, să zic așa, cu toată dragostea, cu entuziasm. Și, pentru că este entuziasm și este dragoste. Pentru că n-a fost cu niciun fel de bani, cu nimic, adică tot a fost așa, s-au găsit oameni la un moment dat care au venit cu aparatele lor și cu lumini și cu toate chestiile astea ca să ne sprijine, înseamnă că se poate. Asta. Până a privi filmul Ecouri, da. Eu am să prezint și echipa noastră de experți. Astăzi alături de noi este Larisa Kuznetsov, doctor în științe, profesor universitar, consilier în probleme de cuplu. Bună seara! Bună seara! Este Daniela David, jurnalist. Bună seara! Și cu o mare plăcere vă prezint pe Valeriu Andriuță, regizor, scenarist, actor. Bună seara și bine ați venit la noi! Ce părere aveți de acest film? Pozitivă. Dumneavoastră l-ați mai privit odată. Da. Este un film despre un el, despre o ea, despre o relație, din punct de vedere psihologic. Cu ce se confruntă această familie? Aș vrea să menționez câteva puncte forte al acestui film. Cu permisiunea dumneavoastră, îl voi folosi la masteratul meu, Consilierea și Educația Familiei, de atât că îl consider foarte reușit. Deci reușit, adică punctele forte pe care eu le percep sunt cu mijloace puține, extraordinar de puține, sunt puse niște accente psihologice foarte puternice. Deci, abordând problema alcoolismului feminin și a infantilismului ambelor sexe, și bărbatului și a femeii. Foarte interesant, deci sticlele cele de vin, paharele, spațiul acesta închis care arată decepția, situația de tupeu psihologic, frustrarea, chiar agresivitatea e delicat abordată. Se observă un specialist, dar chiar nu numai un specialist, cred că un spectator cu anumită experiență îndată observă că nu este o agresivitate care vine de la răutate, de la un caracter, eu știu, precar, dar vine de la o situație de frustrare. Deci din neputință, bărbatul, din neputință, vrea să o ajute. Ea nu depune efortul respectiv, poate. Deci, iată, foarte delicat și fin redate. Sunt două momente psihologice foarte puternice. Aceea când ea hotărât a luat garafa și paharele și a șternut o față de masă albă, curată, este o chestiune foarte optimistă și privirea prin geam în sus. Astea sunt două puncte foarte puternice care arată că finalul totuși, în pofida la această situație foarte complicată, foarte contradictorie, va fi pozitiv. Deci, considerăm chiar aceea când dumneavoastră doriți parcă să măsurați ceva, fustiță, adică doriți o schimbare în viață. Dana, tu cum ți-ai văzut personajul? Eu oricum, părerea mea e foarte subiectivă. Eu spun din vedere, prima dată am văzut filmul, cap-coadă. Noi am văzut exercițiile la fiecare etapă și atunci am... Era altceva, alte sarcini erau. Dar filmul oricum te pune pe gânduri pentru că a fost construit montajul. Este o chestie extraordinară, poate să facă dintr-un film alt film. Și vreau să zic că eu sunt foarte sceptic față de joc actoricesc, am multe de lucrat, am multe momente de învățat încă, adică eu sunt subiectivă față de joc, dar ca idee și ca problematică îmi pare sugestiv, îmi pare bine că doamna a reușit să simt ceea ce și noi am pus în contextul filmului, o deprimare, o stare de deznădejde, un cub închis, o cameră întunecată în care acești doi oameni iubindu-se puternici, încearcă să supraviețuiască. Acei doi oameni puternici sau foarte slabi? Doi până oameni. La urmă, eu consider că sunt puternici, că stau doi împreună, oameni. Dar sunt foarte slabi. Oarecare, doi oameni obișnuiți. Eu cred că dragostea oricum te faci și slab și puternic și foarte... Nu, nu-i numai puternic sau slab, el doi e oameni care se iubesc. Da. Esențial că ați reușit să redați chintesența femeii și a bărbatului în relații. Deci aici trebuie să spunem așa că baza asta dramaturgică nu ne aparține nouă,
dar aparține unui genial cineast american independent, cunoscut în toată lumea, deci toate filmele, n-are multe filme, sunt în fondul ăsta de aur a cinematografiei mondiale. Filmele lui sunt un material didactic pentru toți care vor scrie scenarii, dramaturgie și mai ales actorii. Și să facă educație. De film. Da, practic asta am vrut noi să demonstrăm, că la noi în Moldova deocamdată se apuc scrie tot felul de amatori scenarii și tot la fel de amatoricești le filmează și la fel le joacă și am vrut să fac, să demonstrăm într-un fel chestia asta, că adică dacă este o bază dramaturgică foarte puternică, adevărată, bună, atunci și cu mijloace minime, cum ați văzut, poate de făcut ceva. Tot văd prima dată versiunea finală a acestui film și vreau să spun că este rezultatul montajului, deoarece inițial erau mai multe fragmente din diferite filme. Fiecare exercițiu avea însă și un subiect anumit, caractere absolut diferite, mesaje absolut diferite și acum este creat un film absolut nou, care nu are nicio legătură cu niciun fragment, absolut cu niciun fragment din acest film, cu niciun caracter din film, din exerciții. Are o altă idee. Da, alte simbolică, alt mesaj. Aportul nostru deja la... Dar vouă v-a plăcut produsul final? Da, pentru el m-a uimit în primul rând, pentru că inițial chiar mă gândeam cum poate fi creat un film din aceste fragmente care au la bază filme cu niște subiecte absolut diferite. Într-adevăr, nu doar subiecte diferite, dar și personaje diferite. Aici a fost și surpriza mea, mă scuze, am vrut să le arăt lor, adică într-un fel făcea parte din gândul meu, de le arăta la urmă, că adică uite ce se poate de făcut, adică filmul nu e numai, e și montaj, și la montaj poți face totul altceva, adică mă bucur că au avut așa surpriză, pentru că asta înseamnă că e bine. Domnul Andriuță, dumneavoastră ca specialist, l-ați sesizat ca șase filme diferite sau ca un tot întreg? Mă bucur că se întâmplă asemenea lucruri. Sunt frumoase, sunt, știți, toți vrem să facem, dar puțini sunt cei care fac, de obicei suntem martori oculari, suntem spectatori. Sunt unii care fac, sunt unii care privesc, sunt unii care vor să fac. Aici avem exponenții categoriei care fac, care au făcut. Noi în seara asta ne-am delectat văzând un film drăguț, aș spune eu. Și aș vrea să vorbesc pe compartimente, așa, din cât o să reușim să le... Nu știu de unde aș începe. Imagine? Dumitru a menționat mai întâi, pentru că sunt niște compartimente fără de care nu putem să facem film. Cum ar fi scenariu, de exemplu. Da. Și... I-a ajutat domnul Casavetis. Da, ne-a ajutat domnul Casavetis. Dacă să ne referim la fiecare scenă separat, scenele au fost conduse destul de bine. Deci destul de coerent. Scenuțele în sine așa. Acum montajul după aia și-a făcut treaba și le-a pus într-o salbă. Fiind niște mărgele separate așa. Da, am mers pe ideea de structura asta de flashback. Doamna a menționat și mă bucur că se înțelege, pentru că mă gândeam o să înțeleagă sau nu, că ea și aduce aminte de cum a început relația, la modul coerent, cum s-au cunoscut, cum după aia am început să trăiască și așa mai departe. Creează o... Da, deci asta e... Și filmul se numește ecouri. Da, ecouri, da. Am vrut inițial ecouri conjugale, după care am zis că e prea... Nu, ecouri era... E mai bine ecouri, că e mai... E mai stilat. Nu că e mai stilat, dar e și mai așa, mai misterios, să zic, mai sugerat decât... Subtil. Da. Așa, da. Eu ce aș vrea să menționez, nu știu, Iaroslava, cine a lucrat la imagine, adică a lucrat singură sau mai a lucrat cu colegi sau cum? Mai erau operatori. Oricum, imaginea este destul de plastică, alb-negru tot timpul e... favorizant în... Vezi că noi am folosit alb-negru pentru a ascunde niște lucruri problematice, pentru că nu am avut scenografie. N-am avut nici lumină. Nici lumină, dar prima dată am filmat cu niște... Ne-a ajutat teatrul de gentă la tine, la Tosal, și acolo erau niște proiectoare de teatru din anii 50. N-are care soarele mai de mult decât și se filmează am mai avut ceva de fotografie așa mic. Eu cu o mână țineam, într-o mână țineam... Lumina. Proiector și într-o mână sunet. Eram la început, eram numai noi patru. Alex, Dana și eu cu Iaroslav. După care au mai venit niște băieți și am ajuns că am filmat și cu trei camere.
Pentru că dacă nu filmam cu trei camere, nu reușeam. Pentru că momente din astea se filmează și câte 4-5 zile, dar noi îl filmam 4 ceasuri. Și puneam trei camere, adică am făcut performanța asta și chiar pentru ei era interesant că e greu să filmezi, să știi cum să aranjezi camerele, da, între așa unghiuri, ca să le poți lipi după asta, adică e o chestie. Mai ales în timp... La televiziune mai... Nu, n-am lucrat niciodată la televiziune, dar mă rog, mă duce minte. Ne întoarcem la imagine, părerea... Da, eu am observat și am menționat din start lumina, compoziția cadrului, se vede că e gândită și nu e nimic întâmplător în cadru. Poate sunt mici, dar... Sunt, sigur că sunt. Ok, trecem cu vederea de peste interesant că au mai fost încă... Deci noi am mers pe o idee ca să... mai sunt și patru regizori care nu sunt aici. Deci eu am cu un fel de producător și coordonator de toate. E sigur că m-am mai implicat și eu în anumite momente, dar și vreau să vă spun că deși au fost diferiți regizori și diferiți operatori, da? Că la un moment dat ea a plecat la ultimele două, n-a fost, a plecat la Veneția și am rămas noi. Dar ne-am descurcat. Filmau chiar care erau regizori și pe urmă, e bine că eu îi controlam, adică cât de cât. N-am avut lumini, de pildă la exerciții unde erai numai tu, lumini nu erau, am folosit lumina naturală. Și am băgat în cadru la un moment dat o chestie de asta, zici că e oglindă, dar eu am pus-o ca să iluminez fața pentru că nu știam. Și am pus-o în cadru, nimeni nu a înțeles că acea lumină e o sursă care... Și așa mai departe. Adică ne-am descurcat cu chestiuni din ce am avut, cum ați observat, asta se vede, că dacă ar fi fost un decor cât de cât, era altă atmosferă și atunci semăna mai mult a film. Dar așa asta Dar poate era mult mai chicios dacă era un decor cât de cât. Nu era mai chicios. Noi am făcut multe greșeli oricum, mă rog. Pentru că știți care e chestia? Eu n-am vrut să influențez prea tare pe băieții ăștia tineri pentru că am vrut să facă greșeli ca după asta ei să înțeleagă că astea sunt greșeli. Nu pe toate le-am... Dar nici n-am lăsat chiar cu totul să fie rău pentru că am vrut un produs la să iasă. Pentru mine personal era o încercare foarte mare de a lucra cu oameni diferiți. Adică eu am filmat trei fragmente și fiecare fragment a fost regizat de persoane diferite. Și câteodată erau niște momente neașteptate când eu credeam că va fi o persoană cu care voi colabora pe loc. Am venit și echipa s-a schimbat. Le-am mai făcut și așa niște ca să-i bag în stres. Vorbim despre jocul Danei. Actorul de fapt este un element al filmului de care putem să ne lipsim. Putem să facem film fără actor? Putem. Că e altă specie de film, asta e altceva. Păi noi acum vorbim la concret despre filmul acesta. Păi nu da, teoria eu asta vreau să, la asta vreau să ajung acum. Că, de exemplu, în acest film probabil i-au jucat bucăți diferite, s-au văzut în film, Dana s-a văzut acum pentru prima oară într-o chestie închegată, legată cap-coadă, de care probabil că nu știa că va arăta în felul ăsta, nu știa ce va urma, n-a jucat o chestie legată, n-a jucat ca în teatru ceva care să reiasă din altceva. Da? Deci fiecare bucățică a fost jucată separat, într-un fel. Dar ce m-a prins în jocul Danei a fost naturalețea cu care a abordat fiecare bucățică. Adică a avut atâtea nuanțe ca și filmul alb-negru care are 10 sute de nuanțe. La Tarkovski, de exemplu, cei din Breasla dumneavoastră sau nu știu cine sunt critici pe aici au numărat nu știu câte sute de nuanțe de griuri. La Dana n-am cronometrat, dar dacă e să stăm cu telecomanda și să dăm stop și play, o să vedem că are pe secundă, cred că, zeci de emoții. Stări și legături emoții între aceste stări, diferite. Alternanță, asta e Casavetes. Deci, asta nu știu dacă Dana. Asta e Dana, mi se asta pare. Este asta Dana. Dana. Nu, dar reieșind, asta a fost materialul dramaturgic care ia, asta a fost șocul lor și deci, plăcut că i-au zis, băi, eu n-am jucat niciodată,
Așa niște stări care se alternează pe, probabil, dar s-au descurcat, asta e foarte. Probabil dacă era altă actriță. Eu nu puteai să spun că asta e Cassavetes. Asta e altceva. O dădeam bară. A trăit. E complicat, jocul actorului de film este foarte dificil. Deci actorul de film trăiește o viață foarte complicată pe platoul de filmare. Când se întâmplă magia artei în arta filmului, când actorul naște? Acolo în repetiții, pe platou sau acum, când e actul când sau la montaj? Când sau la repetiții? Pe platou, la repetiții poți fi unul, pe platou poți fi complet altul. Și rămâne, s-ar putea ca într-un spectacol astăzi să fii mai puțin inspirat și mâine sau când îl mai joci să ai un puseu de forță și de inspirație și să joci extraordinar. Toate că același spectacol ai jucat mai prost sau mai fad acum câteva zile. În film, acolo a fost, momentul ăla, motor, acțiune. Cât de pregătit ești să-l concentrezi pe bucățica aia de moment, că nu ți se dă la nesfârșit, e și cronometrat cadrul. Poate asta și te mobilizează, cum omul de obicei, când e pus într-o situație limită, atunci el scoate. Da, dar nu neapărat să te mobilizează, câteodată poate să te... te ia valul, te ia pe nepusă masă. Trebuie să ai grijă, unde să stai, unde să repierele. Actorul de film are 100 de chestii în momentul în care el joacă, da? Din momentul în care s-a dat motor acțiune, deci pe lângă faptul că el trebuie să ducă un mesaj, are de dus ceva, o sarcină emoțională, o sarcină concretă, o sarcină artistică pe care a discutat-o cu regizorul și care a pus-o regizorul ca de îndeplinit. Mai are un milion de chestii care îl încurc. Tehnici. Deci semne, nu știu, parteneri fictivi care nici nu există. Exact. Și nu mai parteneri, obiecte care nu există, situații care nu există. Moment. Da, că nu există momentul respectiv, atunci când s-a dat motor acțiune. Asta a fost una din problemele cu care s-a ciocnit, de pildă, mai ales Alex, că da, n-am mai jucat. El a zis, băi, eu nu m-am gândit că e atât de complicat. Arta actorului, există un moment foarte important, momentul creației. Momentul creației, de fapt, se întâmplă la repetiție. Da. Deci tu atunci cauți, da? Nu la spectacol. La spectacol, spectacolul se hrănește, de fapt, din momente de improvizație. Spectacolul e același, practic, da? Dar momentul creației este acolo, la repetiție, când tu ești în căutare, când simți că ai găsit ceea ce ieri nu era, nu exista. Astăzi l-ai inventat. Un spectacol deja există. În momentul creativ, în jocul actorului, se întâmplă, de teatru, se întâmplă foarte rar și atunci când are inspirație și îi vine momentul ăla de improvizație și îl simte, el îl simte actorul. Aici aș vrea să mai menționez un moment, trebuie dispus că eu l-am invitat și s-a implicat foarte cu sufletul și cu dragoste mult, domnul Gheorghe Grâu, un cunoscut actor de film de la noi, care cam printre singurii rămași care, cum să zic, încă mai poate să se implice la modul ăsta, adică și cu entuziasmul, ca un copil efectiv, cum să zic, e ceva rar pentru un om de vârsta asta și ne-a ajutat foarte mult, ne-a dat sfaturi foarte bune, mai ales pentru actori, cum să miști în cadru, de pildă, Dana la un moment dat din necunoaștere mai mult și Alex și-o stupau făcând niște sarcini acolo, adică și-o stupau și explica, încearcă tu joci în film, tu ești în prim plan, nu ți-a stupat fața, de pildă, una din chestii care mai de un să știi. Foarte sincer, foarte cald, foarte cald, profesionist, ne îndruma și fără să implici prea mult în personalitatea fiecăruia, adică foarte atent, dumnealui ne-a ajutat enorm. Da, ne-a ajutat și a venit fără, tot a fost pe bază de entuziasm. Da, eu aș vrea doar să închei discursul ăsta. Suntem puși academic. Și să-i mulțumesc, Dani, pentru surpriza pe care ne-a făcut-o. A fost, într-adevăr, o surpriză, deci foarte plăcută.
Chiar dacă, și mă bucur că există... Chiar dacă ea a luat anul trecut premiul întâi la un festival național pentru cel mai bun rol feminin jucat. Oricum nu se compară cu ceea ce am văzut eu astăzi aici. Nu pot să-mi explic de ce, pentru că și acolo erai foarte bună. Dar m-a emoționat foarte mult în producția în cauză și vroiam să te întreb pe tine, Daniela, pe tine te-a emoționat, Dana, sau ca simplu telespectator? Să știți că este o producție experimentală nu doar pentru mărilile dumneavoastră, dar și pentru public, pentru că acest film vine să spargă foarte și foarte multe stereotipuri care există anume la noi. Nu am văzut imaginea femeii împrumutată dintr-o altă țară. Am văzut imaginea femeii din Republica Moldova. O spirală a tăcerii din care se teme să evadeze. Pentru că în final eu văd culoare. Chiar dacă cadrul este alb-negru, femeia asta reușește să iasă din spirala asta a tăcerii și reușește să învingă supremația, violența și să rămână ea însăși, să părăsească patima alcoolului, să rămână o femeie integră până la urmă. Eu nu știu dacă ea ar avea putere din ceea ce am văzut, pentru că de fiecare dată se revine la acești tipuri. Înțeles, adică sunt niște direcții așa ca și cum de speranță. Optimist, de speranță, da. Adică aceste idei. Adică pentru sine. Da. Este ideea asta și eu înțeles, adică a fost intenționat asta, când vedeți că noi am deja mers pe chestia asta de băutură și acolo când tu vorbești cu dânsul, nu parcă ești nebun dacă ești beată. Da, dar acolo tu erai nebună? Da, acolo în exercițiul acela era pentru că am înțeles, pentru că eu eram sigură că tu ești beat acolo și ai fost la o petrecere în care... Da, noi am băgat chestia cu băutura și e adevărat. Abia acum mi-am dat seama. Da, e altă poveste. S-a înțeles asta, adică este spre final, adică nuanța asta de speranță. Asta dar și țigara asta altceva. Care nu aprinde, da, până țigara, la urmă, adică vrea să o aprinde, dar vrea să luptă cu viciile astea. Țigara până la un moment este o metaforă cu, uite, eu încerc să nu mai fumez sau pur și simplu tu ne are mai multe funcții. Mai multe funcții. Eu zic că fiecare spectator decide pentru sine de ce ea nu fumează, de ce ea nu se rupe ea de tot cercul ăsta închis, iese din acest cerc închis sau nu. Asta ca un tablou. Fiecare ce vede e pentru sine. O descoperire proprie, o senzație proprie. Nu poți să-l blamezi pe cineva că vede ceva ce nu există. Eu pentru mine știu care a fost parcursul. Ce am parcurs eu până să văd filmul un film integru. Și sarcinile au fost absolut diferite. Iată, descoper noi viziunea asupra acestui film, interpretări, și asta mă bucură. Înseamnă că filmul undeva pe cineva atinge. Vezi, ca să existe un film, trebuie să aibă un fel de unitate, să zic așa, și în dramaturgie. Și atunci elementele astea cu băutura și cu bătaia, când spui, vei să spui când ai băut, și ele se leagă la un moment dat în capul spectatorului și constituie o poveste. Și e adevărat asta. Adică... Și o poveste reușită despre niște elemente foarte interesante. Ceea că în procesul discuției dumneavoastră foarte exact, planul ăsta mășcat, să zic așa, e foarte... Am avut norocul și cu maestru voluntir, fiind din Bălți, am făcut facultatea socială, așa zis FOP, Facultatea Obștestăc Profesii în rusește, actorii și regii. Adică nu vin numai ca psiholog, ca specialist, dar vin și din niște aspecte interioare care le consider foarte reușite. Aceea că dumneavoastră un pic vă subestimați, că sunteți autocritici, că asta e foarte bine pentru creșterea dumneavoastră ca specialist, dar sunt accentele psihologice, sunt foarte fine și delicate. Atunci când vedem așa, știți, chestii, alcoolismul sau agresivitatea sau violența, când sunt, știți, așa, asta e cu totul altceva, asta mai des nu lucrează. Iată, eu vă spun, care sunt domeniu 40 de ani, mă ocup consilierea familiei cu situații limită și așa mai departe. Deci, dar a reușit acestui film și a jocului dumneavoastră, anume în subtilitatea aceasta, în finețe. Și dumneavoastră ați demonstrat, de fapt, incapacitatea unei femei tinere care un pic și-a pierdut orientarea. Noi în psihologie spunem nu se autoactualizează. Adică un pic nu
moartea tatălui, conform așa mimicii jucate, tot, deci așa ați rămas decepționat când vi s-a propus povestiți despre dumneavoastră, dumneavoastră ați spus, da ce să spun, lucrez la muzeu, un om, și aici aș vrea câteva elemente ale autoactualizării care sunt foarte importante pentru tineri. În primul rând, fiecare persoană trebuie să se iubească, nu egoist, să se stimeze, să-și cunoască eu-ul propriu, ceea ce v-a reușit să demonstrați, că nu cunoaște un pic, iată de aici au pornit problemele, adică așa s-ar putea spune, ecouri. Dar aceea, că ieșiți în final și cu accentele psihologice demonstrați, infantilismul, ați văzut, protagonistul dumneavoastră v-a spus, dacă vrei, rămâi. Ce înseamnă dacă vrei, rămâi? Infantilism psihologic, da. Adică nu este omul gata, în esență, într-o relație. Și asume răspunderea. Așa, un element încă important, acela când dumneavoastră arătați două degete ca așa unit și așa, dizolvarea în partener. Problema familiei contemporane, iată, este aici. Nu este corect. Dragoste este dragoste, ia în bine anumite elemente, dar dizolvarea în partener ne distruge. Și iată elementul acesta, de aici se ia decepție, de aici urmează celălalt. Putea fi chiar și alcoolismul ca o urmare. Au fost niște probleme, să ajungem la această naturalețe, au fost greu pentru că Alex de pildă lucrează în teatru de revistă. Adică de exagerare. Deja când spui revistă. Și pentru dânsul a fost, și el i-a fost greu, îi săreau capacele, el, dar s-a luptat, de pildă scena aia acolo, tare mult am luptat. Și la un moment dat când a spus el, că el striga, zic, nu striga. Violența asta, adică... Așa de tare, el a înțeles la un moment dat și când a făcut, ești și un pic descuipat din gură. Acolo se vede, zic, uite, asta-i. Dar elementul ăsta, ne-am străduit, adică asta a fost și... Da, eu sunt mulțumit, să zic și eu, ca și Dana, tot sunt tema autocritică, așa și trebuie. Eu cred că cam 50% din ce ne-am propus noi. Au fost foarte multe probleme, greutăți, dar sunt bucuros și eu că s-au văzut niște chestii, nuanțe și la Alex, deși lui a venit mai greu, că nu avea experiența, dar el s-a luptat și a făcut niște momente foarte interesante, care, mă rog, le-ați remarcat. Că Alex lucrează la Teatrul Gentă Latin, într-adevăr, teatru de revistă, dar până a lucra acolo, el este cofondatorul unui teatru psihologic, teatru mic, privat. Și Alex, eu cred că a reușit deoarece a mai lucrat în gama asta, zona asta, pentru că am avut niște spectacole montate de domnul Mihai Iorga, profesorul și regizorul teatrului, din Albi, teatru american. Deci iarăși teatru american, iarăși temele americane. Da. Alex s-a confruntat cu așa momente și eu m-am confruntat doar că în teatru. Totuși, cum spuneați specialiștii, cum spun, film este altceva. Dintr-un punct de vedere, este un confort să joci cu partenerul tău de viață. Da. Un confort care, adică există o libertate, poți să te exprimi cum vrei, poți să pui direct pe șleau ce te doare și ce nu te doare, sau să-i ceri partenerului ceva. Din alt punct de vedere, există și un lipsa noutății, cum s-ar spune. Eu nu am alt partener nou de care să mă îndrăgostesc. Sau să caut ceva nou. Sau ceva nou. Eu deja îl cunosc. Deși pot spun că noi cu Alex în unele momente ne redescuperam. Și vroiam să-l întreb pe domnul Andriuță, dacă nu ar fi scris aici, după un scenariu, după un film de Cassavetes, dacă nu am fi discutat atât, ați fi recunoscut în acest film scenariile marelui regizor american? Așa, n-ai cum să recunoști scenariul unui mare regizor american sau... Mai ales în felul ăsta... E un exercițiu făcut din... Dar un specialist foarte bun care știe pe de rost... Și oricum, trebuie să știi toată istoria filmului. Așa poți să găsești... Anumite replici, anumite momente. Poți să găsești... Să faci o paralelă între foarte multe... Filme. Alte filme. Exact. Pe tema asta. Totuși e relația bărbat-femeie. Și filme... Pe tema asta a relației între bărbați și femeie sunt sute de mii, cred. Bune. Acum se fac filme, atâtea filme încât noi niciodată nu le vom vedea. Nu vom avea cum să le vedem, fizic. Se fac filme, se toarnă filme zilnic. Mii. Sute. Deci filmul ne-a inundat, e ca la o inundație. Când nu ai apă, cauți să bei un pahar cu apă când ți-e sete, da? Găsești un izvor,
ai băut un pahar și ți-ai potolit setea. În momentul în care vine viitura, vine inundația, apa se... Deci ea e apă, rămâne apă, dar aduce cu ea viitura, aduce mâl, aduce mortăciuni. Multe, multe reziduri, da, care o fac să nu mai fie potabilă. Deci, din păcate, filmul acum a ajuns... Interesantă metaforă folosită. Filmul a ajuns o artă la îndemâna oricui. Oricine poate să scoată din buzunar un telefon mobil și să facă un filmuleț într-o oră. Am avut și când astea aici. Deci într-o oră, da? Deci filmul deja este poți să-l iei de la supermarket, da? Nu de la supermarket, nu, de la colț, de la butic. Te duci și ți-a luat o înghețată. Cam așa e ajuns filmul. Din cauza banilor sau din cauza consumat. Publicului? Nu. Tehnologia. Din cauza mijloacelor. Tehnologia avansează. Noi am discutat tema asta, am pus-o în discuții chiar cu domnul Jereghi, am avut ca temă și la masterclass-ul lui de regie de film, pentru că el fiind un regizor și eu la fel, chiar dacă mai târziu am învățat la București și la Moscova, educație în sistemul clasic, al cinematografului clasic, și suntem îngrijorați de o chestie, că acum ce spune Valeriu, că în ziua de azi, oricine poate să terfelească filmul la modul că să facă el cum vrea mușchiul lui, fără ca să aibă noțiuni elementare de, cum să zic, de dramaturgie cinematografică, pentru că filmul, trebuie să recunoaștem, el a devenit deja o artă cultă și academică. S-au scris, sunt mai ales americani, au sute de cărți foarte bune despre film, unde de aceea și au o industrie foarte mare, și rușii au, mă rog, dar mai puține. Adică pot să-l studiez. Chiar citeam recent o carte de scenaristică a unui american și el spunea, zicea, că în ziua de astăzi, adică în America, se studiază la școală scenaristică. Pe când în Europa nu se studiază și Europa a intrat într-o criză. Adică el spune că scenaristica poate fi învățat, poți să învăța cum să scrii. Nu numai să înveți cum să scrii cărți, dar poți cum să scrii scenarii, pentru că sunt niște reguli și așa mai departe. Da, sigur. Iată, din punctul ăsta de vedere, eu zic, noi am încercat anume să abordăm chestiile astea anume clasic din perspectiva asta. De asta și-am luat un clasic al cinematografiei. Veți merge mondiale la vreun concurs? Ne gândim festival? Cumva să-l mai bibilim, să-l mai... Chiar am o idee să fac cu compozitoare de la Chișinău. Mâine mă voi întâlni și îl voi arăta să fac o muzică originală, deși merge și asta. Nu, asta e superbă. Pentru alt film, căutați muzică. Mie îmi place să experimentez, pentru că nu este. Și am să fac o variantă și am să compar și o să văd. Și ne gândim să-l trimitem la... Sunt festivalul de astea de underground, de care știu cine-i Casavete. De la Iaroslava până la doamna Cuznețov. Morala acestui film, pentru fiecare în parte. Pe mine mai degrabă despre imagine și despre montaj trebuie întrebată, pentru că îmi este greu să vorbesc despre acest film ca un film integru, pentru că eu, privind, am văzut elementele și mi-am amintit despre greutățile prin care noi am trecut în timpul filmărilor și însă și caracterele cele și legăturile cu filmul din John Cassavetes. Tot am dorit să spun că la primele filme era foarte mulți au subliniat că pe ecran se vede legătura dintre Dana și Alex, că sunt soț și soție. Pe când astăzi nimeni n-a menționat acest fapt. Deci, totuși, în pentru că pe platou se cunoștea. Da, cunoștea. Se cunoștea pe platou din cauza asta. Astăzi am auzit că nu se vede că este împrumutat de undeva. Credeam că sunt vecinii mei. Același Dan, Alex, da, de la Țaul, din Chișinău, care au un conflict. Situația asta e clasică, e universal valabilă. Da. Și din acest proiect Alternativ Cinema am avut de câștigat foarte mult, cum și eu ca operator, cum și regizorii, precum și Dana. Pentru că la primele filmări era într-adevăr foarte dificil. Și am văzut ultima secvență unde ea joacă femeie sub influență, ceea ce Dumitru chiar la început a spus că Dani foarte bine i-ar sta, anume în așa rol. Dana, morala. Nuanțat. Pentru mine e dificil, eu abia am privit filmul și eu pot spun ca un simplu spectator care a văzut un film proaspăt, nu din punct de vedere al actriței care a jucat în acest film. Vreau să zic că morala e că aparențele unui cuplu înșeală de obicei. Ultima mea propoziție din scenariu. Pardon, că-ți fur replica. Să vrei. Ceea ce vedem pe Facebook, ceea ce vedem
la ecrane, ceea ce vedem în stradă e una. Când se închide ușa, stinge lumina, răbufnește adevărată relație între doi oameni. Domnule Grosei, morala. Ideea de bază, nu morală, ar fi fățărnișia asta și responsabilitatea și joc. De fapt, acolo cum? Ei cochetează, ea cochetează, el cochetează și ajung într-o capcană și la un moment dat nu știu cum să iasă. Adică, da, e gralis, cum zice Rusu, da, s-a jucat un pic de viața, a ajuns soare să căsătorească și a intrat în, într-o situație, așa, într-un labirint, să zic așa, da? Asta, asta a fost gândul, adică nu că se o morală, niște întrebări care, uitându-se cineva, poate să regăsească acolo, de pildă. Da? Domnul Andreuță, morala acestui film? Morala acestui film? Cu... Morala, dacă ne referim la povestea din film, morala cred că fiecare trebuie să-și extragă de acolo... De asta și-am zis, personal, pentru dumneavoastră, care a fost morala? Pentru mine, secret. Deci, nu pot să vă spun pe hol, dacă vreți. Ne-am înțeles. Dar... dacă ne referim la procesul ăsta pe care l-au pornit tinerii cineași pe care avem aici în vis-a-vis, la mai mult și la mai mare aș vrea să le urez. Da, mai puțin moralizatori și mai mult numai cine nu face, nu greșește, iar cine nu greșește de obicei avansat. Dana, morala. Să știți că este o lecție de identitate și o probă a sincerității pentru foarte multe cupluri care ar trebui să se întrebe dacă relația lor este una sănătoasă sau vicioasă. Pentru că Dana, până la urmă, este femeia care reușește să învingă o anumită problemă, un anumit complex și este un personaj puternic de la care femeile noastre vor avea ce să învețe. Și pentru asta îi mulțumesc. Atât Dani, cât și regie. Aș vrea așa să îndemn, eu știu, echipa dumneavoastră, noi chiar avem nevoie de așa filme. Cel mai important mai este, în afară de tot aspectul ăsta și psihologic profund, delicat, rafinat, este durata filmului. De atât cu un film didactic, nu mai dovedești și își pierde din farmec și pierzi firul acestor aspecte psihologice, de atât și din considerentele acestea, consider un film foarte reușit și aș spune că în situația când în cadrul societății începe a domina fenomenul poluării valorilor, adică o poluare axiologică, avem, mă rog, și peste tot observăm lucruri foarte negative, este un fenomen foarte pozitiv care cheamă tinerii și nu numai tinerii la introspecții personale. Ceea ce, iată, observ eu în activitatea mea, că deseori oamenii n-au timp sau nu doresc să-și facă timp pentru a analiza ce trăiesc ei, cum trăiesc, cu cine trăiesc, de ce trăiesc, care este sensul vieții, perspectivele vieții, ce doresc de la viața aceasta. Și atunci persoana, dacă o face și acest film cheamă la aceste lucruri, îndeamnă, iată, atunci noi putem spune că persoana se autoactualizează și este ceea ce numim personalitate. Și fiindcă Dana mi-a luat morala mea, eu pot să vă spun că personal am avut foarte multe lecții de învățat din acest film. Una dintre ele este să nu judec, să cred, să înțeleg și să iubesc. Dați like paginii noastre de Facebook, scrieți comentariile, sugestiile și părerile dumneavoastră. Atât pentru astăzi, noapte bună!